Noua lege RCA schimbă total regulile pentru șoferi. După noile reglementări, șoferii care se aleg cu permisul suspendat își pot suspenda și polița de asigurare pe aceeași perioadă dacă poate menține autoturismul în afara domeniului public, adică într-un garaj sau într-o curte. Ba mai mult, mașina ar putea fi verificată chiar și atunci când este parcată sau în mișcare, fără ca șoferul să fie oprit pentru un control de rutină. Haideți să vedem și care sunt condițiile pentru suspendarea asigurării. Avem nevoie de o cerere de la asigurator cu dovada. După aceea, perioada asigurării se prelungește printr-un act adițional și mașina trebuie să fie ținută în afara părții carosabile, așa cum spuneam mai devreme. Procedura de suspendare ar trebui să dureze nu mai mult de 5 zile. O altă modificare importantă este legată de faptul că valabilitatea RCA-ului ar putea fi verificată chiar și atunci când autoturismul este staționat sau chiar dacă șoferul nu este oprit de polițiști în trafic. Biroul asiguratorilor de autovehicule din România sau asiguratorilor RCA vor putea elibera un istoric al autoturismelor legat de avariile suferite. Desigur, în acest caz vorbim de situațiile în care păgubitul își repară mașina pe baza asigurării. Toate aceste modificări ar putea să intre în vigoare din ianuarie 2024.